Evenimentul a avut loc pe DJ 701, tronsonul de drum dintre satul Lada și comuna Scurtu Mare. Autoturismul Dacia Logan, inscripționat cu semnele poliției, era folosit de polițiștii de la Scurtu Mare. În timp ce se deplasa pe DJ 701 la volanul mașinii din dotare, polițista din cadrul secției numărul 11 a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Aceasta trebuia să intervină în urma unui apel la 112. Aici, în această curbă, este posibil să fi pierdut controlul, s-a întâmplat ceva cu mașina, nu se știe. Ei veneau dinspre Slăvești, a mai fost un băiat de la Scurtu și au venit imediat. Au salvat. Era cine capul. Era la volan? Păi domnișoara polițiste, domnișoara Andreea. Singură? Da, singură. Și domnișoara în ce stare? A spus că o doare mijlocul și stomacul și un picior. Din fericire, polițista nu a suferit răni grave în urma accidentului, însă autospecial a fost avariată serios. Este vorba despre un accident de circulație în care a fost implicată o autospecială din cadrul postului de poliție Scurtu Mare. În timp ce se deplasa pe DJ701 din direcția Scurtu Mare către Lada, superiorul de poliție a încercat să evite un animal de pe partea carosabilă, a pierdut controlul asupra volanului, s-a răsturnat în afara părții carosabile. Mărturii care au reușit să stea de vorbă cu polițista imediat după producerea accidentului spun că aceasta ar fi povestit că a încercat să evite un animal care a apărut brusc pe partea carosabilă, moment în care a pierdut controlul direcției de mers.